Bonjour! Bonjour, ce faci? Aștept un curier care trebuie să preia ceva, sper să nu vină în timpul live-ului. Nu, n-ai voie să mă lași singură azi în live. N-am ce să fac, domnica, aștept un curier. Dacă vine, asta este. Eu te aud cu un delay, tu mă auzi cu un delay sau nu? Nu te aud cu un delay. Adică buzele tale se mișcă, dar eu nu aud ce spui, știi? Și aud după aia mai târziu. Știi, Păi și eu genul ce să fac? de... Da, știu. Nu știu, vorbește cu regia. Să rezolve N-are situația. ce să facă nici regia. N-are ce să facă nimeni. Atunci Bun. vezi că o să te răspund cu delay. Să ai răbdare, da? Asta e. Ați ales o temă superbă pentru astăzi. Practic avem o temă epocală. Comentarea ținutelor pe care le-au purtat invitații la El New Media Awards. Păi și ce, nu ți se pare temă potrivită pentru noi doi într-o emisiune de genul ăsta sau cum? Că nu înțeleg. Pe și eu ce am spus? Că aveți o temă epocală. Păi nu, ai spus așa sarcastic. Nu, În deloc. niciun caz, în niciun caz Deloc. n-ai spus. Nu înțeleg unde era sarcasmul. Uite, în ton, în ton. Totul stă în ton. Ți se pare, domnica? Tonul face muzica. Ți se pare? Bun, hai să nu mai lungim aici pelteaua și să vedem ce poze a pregătit Denisa. Bună. Cine e aici? Alexandra Ungureanu. Cred. Da, Dar nu scrie, Alexandra nu scrie. Ungureanu. Da. Am Da. și vorbit la eveniment cu Alexandra Ungureanu. Știu că am remarcat cerceii fiind la același nivel cumva și fiind noapte deja. Nu am văzut ce poartă. Dar uite, putem vedea acum că are o pereche de pantaloni din paiete, nu? Sunt paiete alea, nu? Parcă. Un blazer cu umeri supradimensionați, un pic prea supradimensionați și niște pantofi albaștri un pic prea albaștri. Dar altfel ținuta mi se pare ok. Și mie îmi De place, și mie sezon. îmi place blazerul. Și merge foarte bine, se potrivește perfect această ținută pe fundalul nostru, pe panou, vezi? Nu, mie îmi place. Uite, te întreb acum. Nu te mai aud. Ce spui despre ochelarii? Păi nu mă mai auzi, că îmi sună telefonul și eu și trebuie să Da. dau reject. Ce spui despre ochelarii de soare ai Alexandrei în contextul în care era ora, nu știu, 8-9 seara? Păi nu spun nimic. Eu nu cred că ochelarii trebuie purtați doar atunci când este soare. Adică asta mi se pare o chestie foarte pasé. Iartă-mă, el a încărcat, trebuie să-l opresc. Mi se pare o chestie foarte pasé. Domnica, de ce taci? Spune, dragă, ceva, întreține invitații. Vreau să văd ce spui până la sfârșit. Da, și mie mi se pare o chestie pasă și te-am întrebat pentru că, da, și mie îmi place ideea de a purta. Adică, nu știu, asta cu purtați ochelari de soare doar când e soare, a rămas de când era bunica. Nu, dragă, purtați ochelari și dacă este nor, și dacă e zăpadă, și dacă whatever. Ochelarii se poartă când vrei să-i porți. Punct. Pe mine mă deranjează mai tare, de exemplu, un gen de lumină spartă când e norat decât soarele. Și așa mai departe. Purtați, dragă, ochelari când vreți să purtați. Da. Nu știu cine e aici. Alina Tănasă. A. A respectat Foarte tema nouăzeacă. îndeaproape. Păi da, a Ce respectat anume? tema. A Da, a respectat respectat tema pe care am tema. spus-o noi pe invitație. Da. Nu vă ce are în picioare, are niște sneakers cu intervenții, nu îmi dau seama exact ce sneakers sunt aia. Mă rog, nu că ar conta ce sneakers sunt aia. Eu cred că aș fi scos șapca și nu mi-aș fi pus tip Marky Mark niște boxer sau underwear cu bandă din aia pe care apare brandul, firma tip Calvin Klein. Pentru că știi, chestia asta e cumva prea clișeică că dacă te gândești la 90 și boxerul Marky Mark și șapca într-o parte și jacheta college și nu știu ce, dar a respectat tema și da, mi se pare o ținută fresh cumva.
n-aș fi purtat borseta pe un număr și aș fi scos șapca. Și aș fi ales un jeans cu Da, talie și mai eu înaltă. cam la fel, cred. Nu, mie jeans îmi place foarte tare. Te-ai blocat, te-ai oprit. Ai conexiune proastă. Eu am conexie proastă? Da. Păi Ce doar nu să Alina fac? Tănasă. Alina Tănasă, în momentul ăsta, nu are conexiune. Săraca e doar prezentă fizic într-o fotografie și o comentăm noi. Deci tu ai o conexiune proastă. Dar e o ținută ok. Foarte ok. Ce? Da. Bună. Bună. Cine este? Scrie jos, Andreea Bălan. Aoleu, și la Viva am comentat-o, mai știi? Nu. Ce am comentat? E, cum nu? Nu mai știu, domnule, de unde să mai am comentat la Viva. Nu mai țin minte. Și ce am adică comentat eram la... fotografie la petrecerea Viva. Lasă Viva! Acum da. Comentăm, uite, comentăm aici și comentăm următorul lucru. O jachetă college nu se potrivește cu o pereche pantofi Mary Jane și șosete albe. Pentru că pantofii Mary Jane cu șosețele albe sunt foarte Dorothy, foarte anii 50, foarte retrofetițistic. Iar jacheta college este foarte 90s. 2. Un corset alb, un body alb, o bustieră de genul acesta este cumva prea sexy și prea lolițistică pentru o jachetă college. 3. Părul este prea fetițistic și prea Dorothy pentru o jachetă college. 4. Și fusta la fel. 5. Îmi plac pantofii și șosetele și aș fi pus cu o rochie neagră, fetițistică, scurtă, cu un guler alb. Atât. Uite, ca să... Eu, da, nici mie nu-mi plac cum se potrivesc diverse elemente din ținuta ei. Nu-mi place cum se potrivesc. Dar aș fi păstrat partea de sus. Corsetul, body-ul sau ce e, cu jacheta college și aș fi pus o pereche de jeans foarte anii 90, cu talie înaltă și în niciun caz Mary Jane în picioare, asta e clar. Dar aș fi pus poate niște tenis și o cu talie înaltă, doamne, cu talpă înaltă, gen R13, să zicem. Adică aș putea să păstrez partea de sus, mi-ar plăcea partea de sus a ținutei. Și aș schimba părul, păi, un păr mult mai dezordonat, mult mai, nu știu, mai dezordonat în sensul cumva întins și puțin dezordonat, dar din întins, fără bucle, fără nimic. Mai Kate Moss style, așa. Păi și cum împăcăm body-ul din satin alb cu jacheta college? Păi asta zic, nu mă deranjează foarte tare treaba asta acolo sus, să știi. Ce te uiți așa? Da. Mie body-ul ăla mi se pare foarte Barbie. Adică un body, oricum am o problemă cu satinul alb. Trecând peste, da. Să spunem că îi găsești și ăluia un rol într-un film în care joacă Paris Hilton. Deci îi găsim teoretic un rol mic, rolișor, îi găsim și lui. Dar mic, mic, un rolișor mic, cel mai mic rolișor, dar apare ca rolișor. Dar nu cu o jachetă colici. Da, Andreea e foarte drăguță, ne pare bine că a venit. Mie îmi place foarte mult de ea și îmi pare rău că n-am apucat să vorbim. Am vorbit acum 2 ani la Elle Style Awards. Mi se pare că e foarte implicată în tot felul de chestii foarte mișto. E nevoie doar de o mică resuscitare stilistică care până la urmă, dragă, n-a omorât pe nimeni. Da. Exact. Codrina Apostol. A, Codrina Apostol. Dar să știi că eu nu văd bine. Adică păi nu-mi dau seama. Să schimbă dioptriile. Nu are legătură cu dioptriile, domnica, are legătură cu poza. Nu-mi dau seama cum sunt pantalonii și nu văd foarte bine bocancii. Ce legătură are dioptriile? Păi spun eu că am stat de vorbă cu Codrina și nu-mi am dau seama nici ce ei... e acolo. Un top, cu un print, cu... nu văd, nu-mi dau seama. Păi lasă-mă să-ți spun, mă lași să-ți povestesc ținuta, dacă nu o vezi bine. Păi nu știu dacă e, adică nu știu dacă putem face chiar o poveste, dar tu povestește-mi, da. Deci, are o salopetă din denim. Da. Foarte baggy, foarte largă. O pereche de bocanci Dior, parcă. Avea un top pe sub salopetă scurt, parcă așa mi-aduc aminte. Și deasupra, legat așa, puțin mai strâmb sau, mă rog, o mai punea și peste,
o parcă foarte mișto, foarte mișto, de la Dior. Și o geantă lui Vuitton argintie. Îmi place foarte mult părul, normal. Seamănă foarte bine și cu părul meu. Astea, mii de telefoane, acum iartă-mă, Moriza, uite, primesc foarte multe telefoane, cred, Stai pentru că e liniștită. ziua Liei. Nu știu, e ziua Liei astăzi și probabil că de-aia mă sună oamenii. A, la mulți ani! Să Mersi. fie sănătoasă și să Și... trăiască. Mersi. Și mie îmi place ținuta, să știi. Da, ești cumva într-o defensivă. Dar am spus eu că nu-mi place. De ce te A, nu, eu grăbești? ți-am spus părerea mea, n-ai zis că ție îți place, doamna. Nu Am te zis mai doar, grăbi! mie îmi place Da, te grăbești. Ca fata mare l-a ținuta. măritat și tu ești de mult măritată. Știi că n-am răbdare, știi că Și sunt grăbită în toată viața mea și mă da. cunoști, că Și prea mie multă îmi răbdare place n-am. ținut. Mă rog, îmi plac piesele. Nu găsesc neapărat că geanta și mai cu seamă bareta genții se potrivește cu bocancii și în general nu găsesc că geanta se potrivește cu bocancii și în general nu găsesc că geanta se potrivește cu un top cu mâneci transparente din tiul. Adică aș fi scos geanta. Iar pe punctul 2, în momentul în care se alege o salopetă baggy și un bocanc cu dimensiunea aceasta, cu înălțimea aceasta, și pantalonul, că e salopetă, că e pantalon, whatever, Nu, nu, nu pantalonul se este poate așa ceva. introdus, ce anume? Ce nu se poate? Nu, sună telefonul în continuu, iartă, nu se poate așa Lasă, dragă, ceva. Nu telefonul, se că am poate. uitat ce spuneam. Nu mai știu ce Că spuneam. nu-ți place dimensiunea bocancilor Nu că cu nu-mi genul ăsta de... place, că în momentul în care aleg un bocanc destul de înalt și bag salopeta în el sau pantalonul în el, adică ori aleg un bocanc mai scurt, ori aleg un pantalon puțin, mai puțin baggy. Nu mă deranjează treaba asta, aici, în contextul ăsta, nu mă deranjează. Știu ce zici, în Dragă, nu mă general. Mie deranjează mi-e greu să nimic. Mă pot. rog, mă deranjează niște lucruri, dar în niciun caz nu mă deranjează ce poartă săraca Codrina Apostol sau în general nu m-ar deranja niciodată ceva ce poartă oricine. Era doar o mică... Da, păi știu. Eu Da. recunosc că nu pot să port, mi-e greu să port. Eu nu pot să port genul ăsta de, cum spui, în bocanci atât de lungi, cu jeans atât de largi, dar ea, de exemplu, are o siluetă mult mai lungă, mai na, și atârnă destul de bine și jeans și nu mă deranjează. Bună. Are cei mai cool pantaloni ai momentului, dragă. Jeans de la Atico, cu pantofi de la Amina Muadi și cu un top, cred că de la, nu mai știu să-ți spun, Christopher Esber sau ceva, dar nu mai știu, că parcă mi-a zis. Și mie îmi place foarte tare această ținută. Foarte tare îmi place. E și sexy, și cool, și baggy, și ce nu-ți place? Îmi place tot. Îmi Hai că ai place fost cu tot. ea pe scenă. Ai fost cu Păi, Cristina ce pe vrei să scenă, a spun? urcat pe scenă, ați Îmi vorbit, ați place discutat, tot. ați râs. Cum ar spune Paul, ador, ador, ador. Ador. Atunci e perfect. Înseamnă că suntem... Nu mi-aș lua pantaloni ăștia, nu că niciodată în viață. În istorie, dacă ar trebui să rămână pe Doamne, lume eu... o singură pereche de pantaloni și ar veni Sfântul Petru și mi-ar spune: măi băiatule, măi fetiță, whatever, ce dracu mai ești și tu, că sunt cu un om binarele astea, fetiță, nu se mai știe ce suntem aici. Itule, sau cine ești tu, om, ființă, râmă, care te târăști pe pământ? Nu mai avem pantaloni în lume, au rămas doar ăștia. Eu aș spune, Sfinte Petre, eu ori plec la cucu gol, ori îmi dai o rochiță. Dar pantaloni ăștia, fetiță, nu mi-aș lua în istorie. Unu, Deci, doi, Moris, eu Doi, am avut în doi. coș acești pantaloni. Lasă-mă să-ți spun și eu. Ferească Dumnezeu și măicuța precistă. Da, treaba ta, Și Dominica, tu sunt faci ce sold câștigă. out. Și n-am putut să-mi cumpăr pentru că sunt sold out. Și am căutat pe toate Dominica, site-urile și am și rugat-o pe biletele Cristina la să-mi caute. concertele lui Florin Salam sunt sold out. Dominica, asta nu înseamnă nimic.
Dacă te uiți în trending la cele mai cool piese, vei constata că în trending sunt cele mai sinistre piese. Dacă e ceva sold out sau dacă e ceva în trending, asta nu înseamnă decât că este foarte comercial și în general foarte, foarte cocalar. Nu, dar tu crezi că... Nu mă refer la săraci și pantaloni femei, spun doar că nu-mi plac. Iar sandală sau pantof piptău purtat cu pantalon șalvar, jamais. Mie îmi plac. Dar n-am spus că nu-mi plac separate ele. De fapt, și sandalele. Îmi place lucru, pur și simplu îmi place lucru. Adică... Dar combinația între pantalon și sandaletă, îmi pare rău, Cristina, aici mie nu-mi place. Când îmi place, nu-mi place. Mă rog, da, poate aș fi pus și eu ceva închis la vârf, fără, nu știu, mai degrabă un stilet sau ceva. Da, într-adevăr, aici sunt puțin de acord cu tine. Dar nu mă deranjează, adică nu mi se pare wrong, știi? Nu mi se pare greșit. Îmi place cum arată, mă uit la ea și overall mi se pare o ținută foarte cool. Eu n-aș fi pus aia în picioare sau dacă puneam aia în picioare, nu puneam pantaloni ăștia, care pantalonii oricum nu-mi plac cu orice în picioare. O chestie de gust, se poate trăi și cu și fără părerea mea. Bon, bre, fata e foarte mișto, mergem mai departe. De acord, Drea. Am și felicitat-o. Mm-hmm. Îmi place ținuta. Și mie îmi place, da. Mi se pare chincă. Da, chiar, pe bune, chiar n-am ce să comentez. Vezi că ți-ai oprit ecranul. N-am ce păi să comentez. Păi dați-mi la consul telefonul! Îmi plac bocanci, îmi place capușosetă, îmi place American Pie, jacheta aia. Oricum, este însărcinată în luna a noua. Faptul că a venit la un eveniment pe aceste tocuri imense, a urcat și pe scenă, în luna a noua fiind, mi se pare un act de mare curaj și de civilizație că a venit să ne susțină, să... Da. Nu știa că o să câștige. A fost o surpriză pentru ea că a câștigat. S-a urcat pe scenă, a vorbit foarte drăguț. Da, e foarte America în ținuta, evident, se vede foarte bine și mie îmi place. Nu e neapărat printre favoritele mele de ținute ca stil, ca așa, dar o înțeleg și îmi place și îi vine foarte dar bine. Dar care sunt favoritele tale? De până acum, în general. Păi, în general. Păi, parcă nu știi care sunt favoritele mele de ținute, în general. De la acest eveniment, dragă, nu știu care sunt, că nu te-am întrebat. Întreb acum. Păi, nu vorbim de acest eveniment, domnica, așa și mie îmi place, nu știu, Gillian Anderson in The Fall. Da. De la acest eveniment. Păi, nu știu, na, uite, mie mi-a plăcut Roxana foarte tare, mi s-a părut foarte îndrăzneață ținuta ei roz în cap a Ami Amalia și mi s-a părut foarte Giovanna Battaglia style și mie îmi place foarte tare stilul ăla, foarte bold și da, să, adică mi se pare că cu moda trebuie să știi să te joci, știi? Să știi să te joci, să have fun with it, știi? Mie cea mai cool mi s-a părut Raluca Bădulescu, de exemplu. Da. De departe, cool. Adică de foarte departe. Da, mă rog. Deci că era Ariana cu aia de la Met. Păi și stai puțin, asta e părerea mea. Așa cum păi tu ai leșinat când a apărut Ih și eu îți spun că mi s-a părut cea mai cool pisică mea. Asta e, păreri. De aia suntem oameni. Păi și mie mi-a plăcut. Vlădău, săra, cu ce mi l-a spus acolo, pe Vlădău. Și mie mi-a plăcut Raluca Bădulescu foarte tare. Adică mi-a plăcut, m-am amuzat. Hai că nici n-a ajuns femeia, lasă să ajungă. O fi pus-o și pe ea în selecție, dacă o fi pus-o. Da, pe Gina, bună Gina. Dar costumul e în dungi sau se face o situație acolo? Cred că e în dungi, dar să știi că sunt foarte bine îmbrăcați, adică sunt foarte civilizați, foarte corect. Dar de ce încep ca și cum eu aș fi spus că nu sunt? Dar n-am spus, dragă, pentru nimic. Că citesc gândurile. Îți citesc Doamne gândurile ferește, în căpșorul ce tău. Ce aș putea să spun, măi domnica, ce aș putea să spun despre o femeie care e foarte frumoasă, nu știu, îmi place foarte mult de ea, este o super, prezență mă, plăcută, îmbrăcată într-un costum masculin și o cămașă albă. Că e foarte cool, e foarte ok, îmi place foarte mult abordarea, bravo Gina!
Bine, bravo! Păi și mie îmi place foarte tare. Nu, ce-ai rămas așa? Nu, pe bune, chiar n-am ce să mai comentez. E un costum masculin care îi vine foarte bine. Da. Uite, aș fi pus poate alți pantofi, știi? Pentru că sunt tocurile puțin prea mari. Pentru pajiștea aia de acolo, nu știu cum s-a descurcat. Mie mi se părea îngrozitor de greu să merg și pe... Păi cred că a stat doar pe bordură. Asta e singura chestie. Cred că ceva... Cred că a stat pe porțiunea care nu comporta gazon. E, atunci e bine. Probabil. Mă gândesc. Evident, putea să aleagă și o perechiță de pantofi masculini. Știi că unele femei ajung la... Cum? Putea să aleagă și niște pantofi masculini, dar nu cred că e neapărat genul ei cu pantofi masculini. Păi nu, asta vreau să zic, nu neapărat pantofi masculini, dar nu știu, o pereche de flats, tot așa, ascuțiți. În fine, dacă ea s-a simțit bine așa, foarte bine. Până la urmă, probabil că merge foarte des pe tocuri și că știe să le manevreze în orice situație. Nu ca mine, care aș cădea în secunda 2, dacă aș urta tocuri pe iarbă. Deci, bravo ei. Mm-hmm. Admir. Ilica Vandiș, nu? Da, da. Mie îmi place foarte tare. E da, pe și temă, mie îmi place. E și cool și sexy. Foarte frumoasă da, la e... față, perfect, arată perfect da, la corp, impecabil. E, stai așa, stai un pic. Nu, părul. Părul. Păi ce-i cu părul? Nu știu, e un pic prea pretty părul pentru genul ăsta de abordare stilistică. Uitându-mă acum la... Ce vrei să-și facă? Are un păr drept cu care are pe mijloc, sincer. Da, dragă, și eu spun că e un pic prea pretty pentru genul ăsta de abordare stilistică. Făceam altceva la păr, nu știu, să găsesc variante, nu spun că e grav. Ofer niște alternative, că de-aia suntem aici să lătrăm, nu? Să lătrăm ceva. Și uitându-mă acum la fotografie, îmi dau seama că preferam ca acele tăieturi acolo să nu existe, să fie o salopetă cu totul, netăiată fetiță, neintervenită. Ori scurți păi... pantalonii, ori fără decupajele alea care sunt prea decupate. Prea decupate. Adică nu este o salopetă sau un jeans care are o tăietură, înțelegi ce zic? E un decupaj cu o interesănțenie. Eu lăsam neinteresănțită situația și plecam așa. Da, dar chestia e că ea trebuie să aibă ceva sexy în ținută și stilul ei e să fie sexy. Dacă tu o îmbrăcai din cap până în picioare cu o salopetă închisă până în gât, unde era partea asta sexy? Ea arată super bine la corp, e super lucrată, în cap, se vedea mica, super. Sexy-ul e în cap, nu în ținută întotdeauna. Știu ce zici, dragă, știu ce zici că e în cap, dar uneori... Zic, pentru că uneori, uite, oamenii mai simt... Domnica, am oferit și alternative. M-ai întrebat unde era partea sexy. Ok, am oferit alternative, repet. Partea sexy ar fi fost dacă ar fi tăiat partea de jos a jeansului. Adică să transforme salopeta într-o salopetă cu pantalon scurt. Și ar fi fost foarte sexy. Interesănțenia de acolo mi se pare că nu e genul ei, că nu îi se potrivește, asta încercam să spun. Ori întreagă, fără decupaje, ori foarte scurtă și rezolva și chestiunea abordării sexy. Mm-hmm. Atât. Asta e, încercam da. Să zic. Mă rog, da, știi că e foarte îmi place, cool, îmi place nuanța denimului, îmi plac bocancii. Bravo, da, mie îmi place că și eu am o grămadă de... Știu că și pe mine mă cerți când încep cu interesanțeile gen... Jean și mei de la Margiela decupați în stilul ăsta, dar, mă rog, fiecare cu... Păi, normal! Normal. Ia să trecem mai departe. Nu știu ce... A, Ioana Grama. Da. Dar nu văd foarte bine ce se întâmplă acolo. E, avea un top din piele sau ceva de genul ăsta, un bomber jacket, o pereche de pantaloni din piele, cred. O prea multă piele. Prea multă șosete piele. Geanta așa mi se prea albă și mi se pare din altă estetică și ciorap pe ea nu i-a și pus verzi. Atât. Da, și știu ce zici cu ciorapii verzi. Cred că și eu aș fi rânțat la ciorapi. Și la geantă. Plus că mai e o problemă, Ioana. La genul ăsta e pantalon.
eu prefer la lungimea asta, eu prefer toc sau flat, dar nu bocanc. E foarte puțină distanță între unde se termină bocancul și unde începe și unde se termină pantalonul. Adică, înțelegi ce spun, Domnica? Da, înțeleg. Sunt prea multe linii, așa vizual vorbind. Prea multe linii. Ciorapul cumva blochează. Dacă voiai neapărat și neapărat să porți pantalonul ăsta cu bocanci ăștia, ori puneai ciorap negru, ori nu puneai ciorap deloc. Iar geanta Jacques Muse, pe care o știu foarte bine și în mai multe dimensiuni și nu știu ce, nu mi se pare că se potrivește cu bomberul ăsta din piele neapărat. Și oricum e prea multă piele. Am piele la bustiera, am piele la jacheta, am piele la pantalon, am cam multă piele. Cred că erau din piele pantalonii. Da, geanta piele, ținută la fel. Piele sintetică, nu contează. Ciorapii piele. Și geanta. Da. Și eu la fel. Uite că suntem de acord 100%. Dar totuși verdele ăsta este foarte, foarte cool, dragă. Uite, acum mă pregătesc să scriu un articol pentru online despre care e treaba cu verdele ăsta în modă, știi? Mm-hmm. Această nuanță de verde, ca invadat. No. Și Roxana mă sună, nu știu, Moris, deci n-am primit atâtea telefoane în această jumătate, într-o jumătate de oră, cred că niciodată în viață cât am primit azi. Da, asta arată că Roxana rău. Nu ne urmărește sau că nu știe că avem live. O să sun să-i spun să se uite la televizor. Mă rog. A, ia. La laptop. Cu aia. Așa. Dar nu văd ce are în picioare Larisa Lupoaia. Niște? Da, niște pantofi albi, parcă cam. Da. Nu-mi displace rochia și îmi place coafiura. Păi nu. E foarte, mie mi se pare superb look-ul, să știi. Nu e pe temă, dar acum asta cu tema am mai vorbit. Până la urmă, New Kids on the Block poate să fie orice. Fiecare vine cu dragă, ceva nou. Dragă, New Kids on the Block, NKOTB, a fost aleasă și am propus-o ca temă pentru că mi se pare că e extrem de potrivită cu acest tip de decernare a unor premii care au legătură cu New Media. New Kids on the Block se referă la noi copii, la noile generații, la trenduri și la ce apare în permanență. Nu trebuie să faci o asociere. Dar noi am încurcat lumea. Sau o legătură. Ok. N-am încurcat deloc lumea. Noi am încurcat punând această temă ca dress code, să știi. Nu i-am încurcat deloc. Nu. Mi se pare că i-aș fi încurcat foarte tare sau că i-aș fi lăsat să băltească în același tip de dress code care mă scoate din minți, tip all black, glam, cocktail, garden party. Dacă mai aud odată de garden party, dress code, cocktail, glam, all black și nu știu ce, fac o criză nervoasă. Pe bune, reveniți-vă! Că oricum și cocktail când spun nu se înțelege nimic și să vină ca la nuntă. La Elu Media Awards tema a fost New Kids on the Block. Orice femeie care are un telefon mobil și un cont de Instagram ar fi trebuit să înțeleagă că asta are legătură cu ideea de tehnologie, de trend și punct. Ăla vrea să populeze planeta Marte, Elon Musk. Deci noi acum am ajuns și vorbim despre a popula Marte și eu propun dress code cocktail și garden party. Cum adică i-am încurcat? N-am încurcat deloc pe nimeni, ba din contră, cred că i-am deșteptat la cap. Dar de la a propune dress code, dar nu ți-ai să pui garden party sau glam, ai nebunit? Doamne, nu, dar asta cu i-am încurcat, cu ce am încurcat, dragă? El, New Media, New Media, New Kids. Cu ce am încurcat? Da. Asta trebuia să explici înainte de eveniment, poate. Că, uite, dar nu trebuie să explic, Domnica. Că nu rezolv aici ecuații de gradul 2. Ce să explic? În 2021 explic ce înseamnă New Media și New Kids și New Generation și Trends. Pe bune. Și ăla populează Marte și eu explic ce înseamnă New Media. Cum adică? Da. Hai că m-ai și certat azi. Dar nu te-am certat pe tine, dar nu cred că am încurcat pe nimeni. Uite-o. Stai pe asta, că n-am nene. Vorbit despre Lari... Stai, nene, că n-am terminat cu Larisa. Sau, mă rog, ne-a plăcut amândurora. E foarte ne-a frumoasă, foarte este mult. Superbă, rochia, nu este consider superbă, că nu era ea, pe e temă. Superbă silueta. Eu nu consider că nu era pe temă. Asta a după fost ce ai explicat cum ai explicat? Stai puțin.
puțin. Da. Asta a fost abordarea ei. Mie mi se pare chiar cool, pentru că nu a venit la această rochie, nu ți-a propus-o cu o afiură, cu bucle și un coc. Chiar mi se pare că are un cotea așa vag alien și toată marea asta, spuma asta în dantelă, că pare o dantelă, mi se pare că echilibrează foarte bine și da, mi se pare că e în temă. Mie îmi place foarte mult look-ul și ținuta, mi se pare superbă. Și ținuta și ea cum arată și... Da, bravo! Bravo, dragă! Mie a plăcut asta, eu m-am tăvălit. Păi și nu știu, mie mi-a plăcut. Mi se pare queer, mi se pare funny, mi se pare Caterinca, mi se pare... Nu, îmi place foarte, foarte mult. Foarte mult. Și o abordare foarte îndrăzneață. Bravo, dragă. Da, absolut. Da, 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 da. Da. Bine, cred că a fost destul de greu să se miște în această ținută, să o care, să descurce, știi? Să descurcă ea. Nu știu cât a putut să mișune prin pe la petrecere, dar oricum de poză superbă. Adică păi, superbă, la... superbă. La Met Gala când vine aia acolo și nu se pot mișca, cum să mișcă? Femeia ți-a și spus, domnica, eu mă simt ca la Met Gala. Foarte bine, dragă. Da, direct asta mi-a zis. Pentru mine el e Met Gala. Da. Și exact, perfect, da. Superb. Bravo, Raluca. Curaj. Așa că partea cu mișcatul... Știi cum e. Și îmi place cum a combinat această... super, nu știu cum să-i spun, mantie, palton cu trenă, cu denim. Bine, știi că eu ador denimul, da. Dar chiar îmi place foarte mult, foarte mult. Îmi place imprimea asta complicat pe care îl are haina cu denimul ăsta super simplu, bleu ăsta, clar. Îmi place foarte tare. Mm-hmm. Următoarea cetățeană. Roxy Hart. Eu ți-am zis deja despre Roxana, deci nu mai zic nimic, că ți-am zis deja. Cozile alea magite și eu în locul ei, dacă aș fi avut cozile alea, aș fi făcut numai așa. Știi că înainte să mă tun, că îmi lăsasem părul lung și îmi crescuse și dezvoltasem un tic foarte... Mă rog, nu știu că era tic, o chestie foarte retardă. Aveam trei situații. Ori mă ciufuleam foarte tare și îmi făceam așa în cap în permanentă. Ori făceam așa într-una, știi, cu părul. Ori mai aveam o chestie, așa, și mă strângeam și rămâneam așa. Și vorbeam. Și am zis, e momentul să tăiem situația, pentru că prea mă... Știi? Da, eu în locul Roxanei mi-aș fi pus un top mult mai înalt. Aceste gesturi. Ai observat, nu? Da. Eu mi-aș fi pus un top mult mai înalt și, și atât. Aprobat, să știi, cu tocmai înalt, că eram cu ea, eram de față, când a aprobat tocmai înalt și era o mică complicație și cu tocmai înalt, știi? În primul rând că iar cu iarba, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Și da, mereu uită iarbă, dragă, da. Da. Și până la urmă am decis împreună că se potrivesc mai bine pantofii ăștia decât ăia înalți. Și să știi că eu am văzut gentei ca aia pe masă, că a stat lângă mine, am stat la o masă mai retrasă acolo de vorbă și am văzut gentei ca aia, nu știu de unde a scos-o și pe aia. Da, splendidă. Și geanta? Eu nu știam geanta. Cred că e Valentino. Nu se vede în poză. Cred că e Valentino sau ceva. Este foarte frumoasă, foarte frumoasă. E un vintage sau ceva? E un vintage, da. Da, e superbă. Nu știam această geantă, dar e foarte frumoasă. Mă rog, nu se vede neapărat în poză, dar credeți-mă că e o piesă superbă. Da, și e superbă, superbă. Da. Pantoful ăla, nu știu ce să zic cu pantoful, aș fi pus alt pantof, da? Da. Da. Aș fi pus, de fapt, pantofii, genul pantofilor tăi de la Prada, aia roz, pe aia aș fi pus. Ah. Ai înțeles? Da. Uite, dacă știam, dar n-are numărul meu oricum, Roxana, că i-aș fi împrumutat pe ea. Păi aia într-adevăr. Da, în sfârșit. Roxana statuară ca de obicei. Da, mie îmi place foarte tare. Și rozul ăsta, nu știu, e un roz mișto, îmi place rozul ăsta. Nu e nici prea, prea, nici foarte, foarte. Are și ceva soft, dar și ceva strong. Îmi place. Mhm.
Cine urmează? Sunt Ziana Negru. Ia, luați puțin burtiera, vă rog. Da, eu sunt foarte relaxată. Și mie, da, foarte relax, foarte American. Nu, chiar, chiar n-am să comentez. N-am, are o și mi-a plăcut foarte tare. The da, Girl Next Door, chiar am văzut-o. Da, am văzut-o la eveniment, să știi. Și mi-a plăcut, avea așa o energie, un vibe, alergați, burda pe acolo. Era foarte mișto energia pe care o transmitea și tot timpul îi cumpăt pe buze. Nu, nu știu, am văzut-o alergând, era mișto pe pagiște acolo, mi-a plăcut. Și ți-am zis, e tot timpul cu zâmbet pe buze. Gașca mea nu poate să stea liniștită nicio clipă, știi? Da. Ce da? Da ce? Stai că mi-am făcut ceva la ăsta, nu, sunt cu varză cu tehnologia azi, nu știu ce am pățit, Moris. Da. Hai că ne înțelegem ieri. Ne înțelegem de la 8 la, de la 8 la 6. Da. Îmi place să-mi Ziana Negru, dragă. E haioasă, mi-ai spus că și zburda pe pajiște, atunci zburdați fetelor. Zburdați fetelor și iubiți fetelor că trece viața și cel mai important e să iubim. Bravo, sunt Ziana. Are ceva de Alicia Silverstone. Next. Da, exact, exact. Din clipul Aerosmith. Da. Cine e aici? Zenobia Lazarovici. E, îmi place. Da. Dar nu văd de burtieră ce are. Da, normal. Ce să nu-ți placă? Îmi place foarte mult. Da. Păi n-am ce să comentez, că îmi place. Îmi place poziția, da, îmi place structura. E un palton sau sunt două piese? Că nu-mi dau seama fi negru pe negru pe negru. Nici eu nu-mi dau seama, cred că e un palton. Sau, mă rog, ceva. Cred că și dacă e un palton, și dacă nu e un palton. Oricum îmi place foarte mult structura. Îmi place coafiura, îmi place cum poartă geanta în bandulieră. Îmi plac cizmele. Îmi place, dragă. Da, o dragă, clasică, minimalistă, nouăzeacă, da. Mm-hmm. Mai 2000, așa mult. Anii 2000. Da, mă declar mulțumit. Gata? Gata. Păi noi nu ne-a dat fetiță, știi? A zis, noi suntem boxer după Roxy. Comentăm pe Roxy. Păi dacă tot dați fetiță și din reviste, ce n-ați dat fetiță și fashion directora cu sora ei, care eram superbe, Ion Ricău, în Undercover, Miază Tanuata Nabe, ne-ai găsit boxe de nisați? Se pare că nu eram suficient de cu ei sau cum că nu înțeleg. Nu mă, nu, dar n-a vrut să ne pune să ne comentăm noi pe noi, adică n-a, știi? Normal. Mm-hmm. Aia era. Am înțeles. Dragă, a fost o plăcere să comentăm și invitații. Vă mulțumim că ați venit. A fost un eveniment foarte simpatic. Sper să ne vedem la El Style Awards, dacă ne permite valul 4, 5, 6, 7 și, mă rog, evoluția pandemiei. Și ne revedem săptămâna viitoare cu noi teme. Să o lăsăm pe această cetățeană să răspundă la mesajele de la mulți ani pentru Superbalia. Te rog să te gândești la o temă foarte incitantă pentru săptămâna viitoare, pentru că vezi că eu o să fiu proaspăt întoarsă de la Paris, pentru că joi plec la Paris la Fashion Week, așa cum ți-am spus deja, și de-abia aștept. O să îți transmit live. Salutări de la prezentările care merg. Ce? Da. Salutări de la Paris! Asta o să-mi transmit salutări. Da. Deci așa, uite, putem să rămânem, să facem lunea viitoare, dacă vrei. Da. Ceva Paris-related. Exact. Bine. Și promitem ceva. Ce? Că nu mergi la Cost de data asta. Exact. Acum am făcut rezervare la Cost. Măi, Moris, pentru mine Paris Fashion Week fără o seară la Cost, nu, nu se poate. O seară, un drink. Îmi pare rău. Dar mă duc și la Le Filozof, îți promit. Mă duc și la Le Filozof. Dar lasă, fetiță, nu vreau de Le Filozof. Tot timpul mă iei cu Le Filozof. Dă-l dracului de Le Filozof. Dar s-au deschis milioane. Sunt milioane de superbități. Ia să duce la Cost.
Da. A, Cu uite, am trei primit un mesaj rusoace. acum, să știi, am primit un mesaj Da. uite, chiar Cristina aici mi-a zis că geanta Ioanei Grama este Balenciaga, nu Jacques Muse, am greșit amândoi, fetiță, nu A, cred e în nou cozi. model de la Balenciaga, dragă. Da, Exact, așa da. e. Cristina, îți mulțumim foarte mult, fetiță, pentru intervenție, dar problema știi care e? Că noi când vedem pozele astea de la panou pe ecran aici afișate, nu sunt foarte clare detaliile, nu se văd foarte, foarte clar. Da, știu modelul nou de la Balenciaga. E, Oricum, atunci rămâne în merge? picioare ce am comentat. Ce anume? Da, asta vreau să zic. Rămâne în picioare ce am comentat. Era Da. ceva. Da. Dar îmi place Pa, geanta, pa, oricum. pa. Adică toate. Toate gențile ne plac. Ce vrei să spui? Da. Că Dar nu toate ne plac toate piesele gențile. din ținuta Ioanei Grama mi-au plăcut, dar într-adevăr, mă rog, vorba ta rămâne valabil S-a spus, ce dragă, ce facem era acum. de spus. Păi, Da. Dominica, te sun și eu să te felicit, te sun personal după acest live să te felicit cu ocazia zilei de naștere a superbei Lia și rămâne să vorbim ce mai e de vorbit antetatet. Mua. Ciao!